Amicii mei, bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta îl avem invitat pe Lecturicula, un fel de poliția TikTok-ului, facem băi legumă. Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand Argol și de asemenea dacă folosești codul Bercea ai 10% reducere. Te-am pupat. Da, și deja s-a aprins legumă înainte de asta cu mare scandal pentru Irinel Columbeanu, asta e. El e foarte supărat că, domne, că de ce au ieșit ăștia să-l ajute. Bă, stai puțin. Eu nu sunt de acord. Sincer, nu sunt de acord. Păi, ok, omul a avut, dar n-a supărat, amice. Nu a furat banii, nu a dat amice, în cap la nimeni. El acum da, e un mil. Și cum îl vezi tu? Pentru că n-are cum să mai fie. Păi e bolnav, amice, are, păi are AVC, ăsta e lumea lui. Este adevărat că a avut avere de... A fost 250 de milioane de euro. Cum se vehicula presa în vremea respectivă? Nu, n-a avut atât. Nu știu cât a avut, că nici nu mă interesează, că nu despre asta e vorba. E vorba că, frate, în primul rând sunt mulți oameni care oricum n-au nimic, bătrâni, care n-au avut bani la viața lor, dar pur și simplu acum sunt situații în situații. Iar ăsta, care a avut de toate, cât să dea poate la o grămadă, a ajuns fără niciun leu. Păi de ăsta să-mi pară rău, mă, mâncați așa, care n-a știut toată viața să-și gestioneze un bar, își pună deoparte ceva. Păi e o lecție de viață, amici, ăsta. E o lecție de viață, e o lecție de viață, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l ajuți acum. Apreciere. Ia să vedem ce din... Eu zic că trebuia să se tragă mai demult. N-am avut atâția bani niciodată. Da, băi, ce că... Eu, te un comentariu, încetați cu nebunia asta și a făcut-o cu mâna lui. Băi, logic, el și-a mâncat banii, că el avea gagici tinere, că cine avea femeile astea? Că ăsta a avut cele mai șmechere femei din România, ești nebun? Ia fi atent, amice. Cum se face balonul de aur, ești prost? Da, ăsta cred că e unde la, prin Arabia Saudită. Nu e. E oficial, e al lor, uite, e pagina lor. Degeaba, amice, ne uităm la el dacă îl dau iar lui Messi. Păi e a lui deja, e ca și câștigat. Câte meciuri a jucat, amice, sezonul ăsta Messi? Nu multe. Mișto. Bă, dar nu-l face cine știe ce gen? M-aș fi așteptat să fie. A, uite, vezi, amice, cum îl dă cu ăsta să nu se mai reflecte. Bă, amice, dacă vrei să-mi faci un cadou în viața asta și vrei să mai faci niciodată... Ia, vorbește cu ăsta să-mi facă și mie unul. Amice, îți jur că nu mai cer nimic ca toată viața mea. Uite unul așa. Uite cum îl caut, stai așa. Nu există, nu e. Nu există, că m-am uitat eu, nu există fake 1 la 1. Pe nu mă, scriu lui băiatul ăla. Ia. Ce-i, bă? Lui băiatul ăla. Cine să știam? Și ce ai spus? Lui eu n-aud, să știi. Păi nu se prea aude. E o de-asta în care Mario Simen vrea să, din nou, își caută scandal. Gen, își caută scandal. Bine, că și ăsta așa a căutat-o cu el. Eu, Adrian, elicopter de luptă? Da, gen ăsta... Acum e Adrian Vapor de luptă. Mario Simen ăsta își caută scandal cu toată lumea. De fapt, nu își caută. El caută ca tu să-ți cauți scandal cu el, știi? Că el spune lucruri enervante. Să te enerveze și tu să cauți să dai în el, știi? Adică că până la urma urmei, bă, e normal când tu faci căcaturi să mai iau de tine, știi? Ultima primită acum câteva ore. Da, mai e și chestia asta că nu, efectiv nu se ridică mașinile abandonate. Bă, efectiv ai bă, da, chiar că asta, amice, e cea mai mare chestie și problemă. Băi, frate, își țin câte unii un căcat de mașină pe locul de parcare la bloc. Ei-le, frate, vezi care pana are ăștia, n-a plătit parcarea. Dar unii plătesc parcarea, de-aia nu le ridică. Dacă și-a plătit-o, da. Eu cunosc oameni care câștigă sub 2000 de euro pe lună, dar care au o Balenciaga. Dar e sigur că e pe bune? Da. Ia uzi, amice, și noi cunoaștem. S-a acolo la Dragonul și era un magazin la cuiva care vindea de-astea vitoane, Valentino și nu știu ce. Era plin de vedete de-astea care le vezi la televizor și jur că sunt pe bune și care chiar au și bani și erau acolo și își probau tot felul de pantofi, de poșete, de haine și au rămas șocați. Zic, uite, bă, nici prin cap nu mi-ar fi trecut vreodată că oamenii ăștia care sunt persoane publice ar putea să umble cu fake-uri și toată lumea crede că sunt haine pe bune. Amice, ce ți-am zis? Bă, toată lumea are fake-uri. Tu vezi că eu semăn cu ăsta foarte mult la gândire. Păi, normal, amice, că ăsta are o gândire normală, e un om bine. Că a făcut și el cu păcănele, asta e partea a doua, dar în fine. Exact, am zis eu lui amicul acum ceva timp. E logic că dacă o persoană publică poartă fake-uri, tu nu o să te gândești niciodată că ești fake-uri, păi pentru logic. Că știi că el și le permite. Amice, ia o logic. Îl iei pe X care se dă jos din autobuz cu o cămașă Versace, originală, și pune pe mine care mă dau jos din nou cu aceeași cămașă fake. Da, pe care îl crezi? Zic.
lumea o să zică că a ta e originală, deși poate și la tine o să mai comenteze, dar la el 100% o să zică. Dacă am mașină de 100 de ca, sigur nu, bă, nu da. Mai comentează nimeni. Mai ca ăla amice de lucrat lucra la terasă pe centru, amice, da, cămașe Versace. De a venit să, să ne servească cu, cu o cămașă de 1000 și ceva de euro. Lasă dreacu' aia să-mi plinde zacuscă. Da, da. Lasă dreacu' aia să-mi plinde zacuscă. Nu-i stau Bale? Nu, e ăla, e, cum îl cheamă? De la Liverpool. Ăla, ăla, nu mai mă uit pe la fotbal, că iar așa am pierdut pe la pariuri și mă enervează. Lasă-mă, amici, că am câștigat. Cât? Am luat o cotă, 2,60. Da, mai spune. Tara, 100 de lei. Hey guys, can I get all y'all to look up here and say cheese on 3? 1, 2, 3, cheese! Îl văz dure, bă! Cheese-ul chestia mâncați așa. Nah, they're coming! They saw me! E oaștea orice asta? Would it be too late to call it a fucking night? They're coming up the stairs! Surprise, era, bă. Bă, ce joc e ăsta? Vreau rapid în comentarii să aflu. GTA după microfon. Marș! Sataniștii, vreau jocul ăsta că a poate îl jucăm pe live, ești mecher. Actor și cele mai bune filme ale lor, ia să vedem. Ia să vedem. Body of Lies. Nu l-am văzut. Gatsby. Nu mi-a plăcut cine știe ce. Nici mie nu e. Revolution Road. Nu l-am văzut. Dar uite, e de reținut asta. Gang of New York. Nu l-am văzut. A fost toată la Hollywood. Cea mai mare mizerie. N-a fost, amice, n-a fost mizerie. Că nu l-am văzut noi înainte de asta. Că noi nu știam povestea. E ca și cum, nu știu, te-ai uitat la... la un film despre viața lui Charlie Chaplin, dar tu habar n-ai cine a fost ăla. Sau că s-a întâmplat ceva. Eu n-am înțeles nimic. Păi nicio. Aviator, nici pe ăsta nu l-am văzut, nici pe ăsta. Titanic l-am văzut. Da, l-am văzut, bun, și ăsta. Killers, nu. Da, ăla a fost. Și ăsta, și ăsta a fost bun rău. Mama, amice. L-ai văzut pe ăsta? Da, l-am văzut, dar nu, gen, am văzut multe secvențe din el, nu știu că l-am văzut legat vreodată de la capcoadă, dar îl știu. Uite-te foarte bine. Uite-te că e șmecher filmul, e pe fapte reale. Dă-i un pic înapoi, amice, să știe lumea. Deci dacă ăsta, vreți aici, ăsta nu vă recomand. Mamă, deci filmul ăsta, n-am întâlnit filmul în viața asta să-mi spargă creierii, deci ăsta mi-a spart creierii, ăsta mama. Shutter Island, cel mai bun film din lume. Da. Pe ce tema de mamă, lupul da. De pe ostrit și asta a fost șmecher rău. Bă, amice, filmul în 2013, amice. Da. Hai de mine. Da, ăsta. Mamă, nici pe ăsta nu-l știu. Bă, trebuie să-mi iau notițe că vreau să le văd din Inception. Parcă pe ăsta l-am văzut, l-am auzit de el. Nu m-am mai întâlnit niciodată și n-am mai văzut-o până acum. Galben și roșu la salutul oficial. Pentru că în Asia știți foarte bine cât de important. Nu l-a salutat, ești nebun? Nu l-a salutat pe arbitru. Oalele. Și i-a dat roșu. Așa că dacă aveți vreo problemă cu arbitrii, salutați, dragilor, că nu știu. De la afară, uite. De la afară. Dă-i galben. Pe bune. Calma că mea și pula vortul tăi. Familia în gură. Alergă porcul. Săracul porc. I just trolled my Counter-Strike teammates with this AI voice changer until they kicked me. Counter-terrorists suck. Don't you use a soundboard? Negative. E bună asta, e bună. Cum e viața asta? Știi cum e viața asta? De dracu de sărac. Îți cade plafonul la trabantul ăla în cap și în viața asta eu stau un S. În Maybach. Ai înțeles? De cum e viața asta. Tu ce-o... În Maybach. Bani cu târ la mână, fluierând după capre pe acolo pe chat. Eu cu gagicile mele frumoase de București, de Constanța, stomatologe, ginecologe, pizdoloage, de toate. Ai înțeles? Așa dacă e viața închide, dacă închide gura și face așa, e stare mâncarea. Deci ăsta, ăsta este exemplu cel mai bun de... Voi l-ați făcut pe ăsta. Ăsta e o jigodie, că nu-l cunosc, dar pare o jigodie de... Acum vă treaba asta. Se ia de Nadine, dar vedeți că ăsta are bani mulți, care are multe oi. În fine. Nadine? Vezi că are bani. Vezi că are bani. Și pe jigodia asta voi faceți mari pește.
voi îi faceți mari pe proștii ăștia care, sincer, ăștia, voi le donați. Voi stați cu ei pe live-uri pentru ăștia, pentru nimicurile ăștia. GTA 6 trailer, ia, ia, taci, taci. Oare să fie? E vrăjeală, nu e? A, e vrăjeală cât de e burat așa. Păi nu o să aibă GTA în primul rând niciodată licențe de mașini. Da. Au declarat-o chiar ei acum. Așa ar fi mapa. Așa da, dar asta e Vice City, gen. Da, știi că o să fie toate mapele combinate, cred. Da? Da. Da, nu e trailerul, oricum, dar... Oricum, o să fie... O să fie... Fie mișto. Bagă la spălat mașină. Un milion. Bă. La Lamborghini și la GLE 50. Mi se pare că ești în funcție de mașină. A, pe bune, da. Bă, adevărul e că aici are dreptate. Bă, da. Când te duci cu Lamborghini, amici, îi lași și tu acolo, că are grijă să o steargă și el bine, să o spele bine. Nu, dar ți-e frică că dacă nu-i lași data viitoare când vii, poate n-are grijă. Are dreptate aici, mai înțeles? Adică, da, eu la 8 mai lăsam vreo 10 lei așa, mai înțeles, na. Eu lăsam 20 de lei. Știu oamenii cât? No, eu cu 10 lei și așa am eu... O spălau bine într-un timp. Deci culmea că nu le lăsam ciubuc deloc. Țin minte că de câteva ori nu le-am lăsat, că am avut fix. Mi-au spălat-o perfect și când le-am lăsat, t-au făcut-o vrește. Salutare, prieteni, tocmai terminat zi de muncă pe Bolt. Așa. O să vă arăt aici câștigurile și... Vreau să văd, sunt curios, că mă gândesc să mă apuc serios de Bolt. Arată-ne! Ia uite aici. Deci a făcut 5 milioane și astea? Brut 561, de la 10 la 21, amice, a lucrat, uite, vezi, scrie sus în stânga. De la 10 la 21. Deci a lucrat aproape 12 ore. 20 de curse. Da, arată de acceptare. Ore online. 8 ore, plus minus, în aplicație, în curse, da? 8 ore. Na, 8 ore că mai pauze, păi amici, da, mai dai, pauze. Mai trebuie să mai mănânci, mai... Exact. Ia poze aici. Te grăbești. Păi ăsta sunt eu că și-o ascult de la încăști. Și merge așa, nu? Și când te grăbești și nu mai schimbi, și nu mai timp să schimbi melodia, am pățit-o la sală. Da. Stai așa. N-ai ce să faci. N-ai ce să-i faci. 140. Bine, ești cade. Mamă, cum se lasă cu ea. Du-te încolo. Nu, amici, la viteza aia. Ia poze aia. Să-mi lași fără să vrei. A, asta e cazul valiza. 1500 când ați bătut pe mine, eu vă dau 10.000. Juca Steaua, știi? Și mi se pare că cei de la Cluj aveau meci cu o contracandidată de-a lui Steaua. Și Becari ce a făcut? Le-a zis că dacă își apără corect șansele, gen, bă, dacă, că nu mai era miză pentru ei, dacă jucați corect, eu vă dau eu primă din buzunarul meu, dar să jucați corect, să vă apărați corect șansele. Și l-au băgat în pușcărie pentru treaba asta. Știi că el de asta a făcut pe la pușcărie, da. Luați voi, direct la hotel, da. Uite, vezi? 5.000 la meci, egal 10.000 la victorie. La tată, hai. Deci le-a promis că dacă fac egal un pălet de 5.000, dacă bat 10.000 de căciulă. Atunci. Și le-a dat? Dă-ți seama, păi nu l-au prins pe aeroport cu banii. Bă, ești de bun, bă, l-au prins, l-au arestat în aeroport cu valiza cu bancă. De ce transportați bani? Stat la coadă în toată țara pentru câteva zeci de lei. Îți dai seama că ăștia au golit tomberoanele așa și? Ce dacă au golit tomberoanele? Care e problema cu faptul că au golit tomberoanele? Păi, dar nu e nicio problemă dacă fac un bani și din potrivă e mai bine. Atât timp cât acești oameni au nevoie de bani, ci vin să-și facă banii de la Kaufland. Că nici măcar nu sunt bani, sunt vouchere la Kaufland straight up. Asta o dată și a doua oară, în majoritatea țărilor din Europa de Vest, este această practică foarte des întâlnită de oameni care din asta își câștigă traiul, din recic. Da, care caută în gunoi, își caută sticle, cartoane și mai știu ce. Și plastic. De materiale. De exemplu, în Germania este tradiție ca sticla de sticlă niciodată să nu o arunci în coș și întotdeauna să o pui lângă coș. Iau zi, amice, să avem și noi de știut asta. Oamenii care le adună să poată să ducă să-și ia câțiva cenți pe... Păi, da, bineînțeles, frate. Ia! Domnișoara! Mă... A, dar nu e... Păi, e drăguțică la față, e drăguțică, dar nu prea... Ia, lasă-mă să faci mai face. E, asta e cam supărățică, e cam înțepat așa. Mai înțeles? Nu mai știu decât tacă. Două, trei display-uri, două, trei luminițe pe aici, o navigație mare și... Te lua, amice, și așteptarul ăsta. Bă, ăla, dacă e ăla ultimul cu farurile mici, da.
am 141.000 de euro pe o mașină electrică. Mie îmi place ăla cu farurile mici. Merită oare? Ia uite, mă, ce-au. Mamă, îmi place de mor. Lasă-i vă botul. Dă-i-i vă botul. Păi nu, că nu-i arăta, dar mie-mi plac timpul ăștia a ta. Îmi place botul ăla, vorbesc serios. Ce turbo? A pus turbo pe motocicletă? 300 de cai? Cred că da. Da. Uite, are de boosturi. Doamne. E Sichiriu. E pe Hayabusa, amice. Asta e Hayabusa, care are 200 de cai, amice. Are motor de 1000. Nu, da. Bă, amici. Bani pe haine de brand mulți. Și pe multe haine arunc de maxim 4 ani, 5 ani încoace, de când mi-am terminat casa. Eu până la casă eram like, ok, mai luăm un Adidas de firmă și nu știu ce, dar toți banii în cărămidă și apă, var și... Hai mă, Doriane, păi mai treci tu pe la Dragonul Roșu și tu acolo. De că trece și el. Cum poți să dai tu o casă? Vorbesc și la... De că trece. Trece. Poate acum mai puțin, dar înainte... Schema mea încă funcționează. Ce? Nu înțeleg. 89.92. Gen, a pus un număr că ar avea altă comandă și ăla i-a adus altă comandă, dar el avea 89 și 92. Păi, cine norocit. Ia. Turismo, baterie de 83 de kW. Știi, amice, că Taycanul ăsta nu se prea vinde. Gen, dacă... Gen pe la SH, dacă vrei să-l vinzi, ai cam pus-o, că nu-l ia nimeni. 147, nu știu, ci că am auzit că nu se vând. Nu se vând la SH. Amice, nu-s bune. Păi nu sunt bune, amice, că au autonomie mică. Cele mai puternice stații de încărcare din România. Pilă să oferă o putere maximă de 320 de kW și noi o să încărcăm un Taycan 4 Cross Turismo. Da, știi că e o greșeală să o încarci așa. Gen, ăștia le încarci la... Bă, amice, electrica se încarcă la supercharger de ăsta. Doar dacă e ceva urgent. Gen, bă, sunt în concediu, plec, am nevoie să o încarc. Dar nu în fiecare zi, că îi duci bateria din ăsta, o duci mai repede. Păi supercharger-ul ăsta cam în cât o încarcă? Maxim o jumătate de oră. Ah, ok. Dar uite câtă băutură e. Wow. Bună, Mira, bă, că te-ai confruntat cu un lucru de care... Nu mă lua cu explicații, ăsta e barman. We'll give you a TikTok universe if you bark one time. Just bark, bark. One time, grandma. One time. If I what? If you bark. Do I what? If you bark. If you bark. Mamă, e... If I bark. 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 Bătrână bark. Rău. Yeah, bark. Okay. Woohoo! Yahoo! Oh, yeah! Oh, yeah, okay, all right, okay, baby, okay, you ready? Okay, here we go, all right. Here you go, baby. Oh! Ia da mă, ce vrei, ești nebun, omul e nebun. Ce? Bă, dar n-ai bacal. Nooo, ce șmecher! Bă, cât de mișto e ăsta. Băi, cât de tare. A scăpat calul. Gen, îi mărește curentul. Bă, ce galopează, ești nebun? O lor azi, nu te mai înțelegi cu el. Păzea, bă! Ota, bă! Ești nebun! Ești vechiul ăsta, iasă. And now for the main event. It's been incredible. Retire Messi watching the Ballon d'Or. This season, Mbappe, 621 goals in just 36 games. Erling Haaland, 1,226 goals in just 34 games and a quadruple for Manchester City this year. Unbelievable stuff. Round of applause for Erling Haaland and Manchester City. But there can only be one winner. And with 26,000 sups of water, 600 nappy changes and 221 sleep, Lionel Messi, retired man, best player in the world. Bă, nu știu, dar vezi că lumea a cam început totul să o ia rău, gen, am văzut mulți, numai, adică ceva de genul... Deja Balonul de Aur nu prea mai se mai ia la fel în considerare, în sensul că lumea a cam început să se sature de treaba asta. Așa arată frumos, când te uiți așa arată. Zinedine Zidane sau Modric? Modric. Ăsta, Zidane. David Beckham sau Toni Kroos? Beckham. Cristiano Ronaldo sau... Cristiano. Nu mă interesează. Luis Figo sau Bellingham? Bă, cred că Figo.
Figo a fost ciumeg. Raul sau Rodrigo? Raul. Ronaldo nou sau Benzema? Benzema, mă. Benzema. Că ăla ce a făcut? Adică a jucat, da, dar viața bună și ăștia. Ăsta de bine de rău a fost acolo și a făcut treaba. Ia uite ce zic, ce, că e omul afon. Ziceam la comentarii, e omul afon. E omul afon. Uite-l mă pe ăsta unde l-am adus și el țipă fiare vechi, mă mânca. Dorian Popa s-a certat cu ea. Gura ta. Uitați-vă, mă, în spatele nostru ce superbitate de clădire este, băi, că chiar căzuta în care s-a filmat Squid Game, mă, și el vine cu fiare vechi, mă. Ce ai, mă, cu el? Aici omul a făcut și el o glumă și chiar e amuzat. Adică, e, te mergi și tu undeva și îl vezi pe Imogen, da. Uite-l, mă, pe ăsta unde l-am adus și el țipă fiare vechi. Mă, mâncați aici gura ta. Uite-l, mă, în spatele nostru. De ce zici că e bună? În fine, mă, e bună rău. E pus, dai seama, da, în fine, asta e. Imogen. E bună asta. Hai, nu uitați, v-am pupat. Like-uri. Pa.